eu o jumătate de an n-am reușit să mai vin la Cuvioasa. Pentru că la noi este Sfânta Liturghie în fiecare zi la Sfântul Nectar și eram bucuroasă că puteam să mă duc acolo. Acum, uite, săptămâna asta n-am mai fost deloc până duminică, n-am mai putut, efectiv n-am mai putut să mai ies din casă. La genunchiul ăsta am gonartroză, la asta am artroză și tromboflebită. Nu mă gândeam eu ca să mai vin la Cuvioasă. Direct de la biserică, de la noi, m-am întâlnit cu un cetățean și a zis: Doamne Eugenia, nu stai mai mult de jumătate de oră. M-a dus băietul cu mașina până acolo, ca cum să-i dau telefon să mă iei înapoi. Și uite cum am venit și Cuvioasa m-a ajutat. Pentru că într-un an, într-adevăr, eu am vrut să mă bag în față și Cuvioasa din raclă, pe viu, nu pe vis. Uite așa mi-a arătat cu degetul și mă duc, stau la rând. Și eu nu mă bag niciodată în față. Și acum știți cum era, mai aveam o strângere de inimă, era un părinte acolo și: hai, Doamne, văd că mergi cu bățul, hai că eu ți-ți dau voi, păi dar eu trebuie să mă duc acolo. Dar tu vezi că te-i coadă de mare, zici, cum mai să te mai duci? Ei, asta nu-i minune și...